has passed. Races made our hearts beat fast. We made the mountain peaks our tracks. We made the cities our playground. In 5 months, we made 100,000 hearts beat as one. We had people to follow us from mountain peaks to tracks abroad. And more to count, we had them live to watch the engines come alive. The country in the news with racing drivers from abroad, the best of them to race for fame in our deadly danger game. And we have no intent to stop. We want to grow, to race, to conquer, to ever change the drift race, to put the limits to the test. This is the story of this year, of challenges and sweat and tears, of joy and victory and teams, of giving life to dreams. Salutare, salutare și bine ați revenit la o nouă seară de acasă cu Rodrift. În această seară am mers la Târgu Mureș și l-avem ca invitat alături de noi pe Micloș Laszlo. Salut, Micloș! Salut, salut, vă salut pe toată lumea, pe toți. Abia aștept să ne vedem de vii și sănătoși. Așa trebuie și cu toții sperăm odată să se termine toată nebunia asta și să ajungem odată să fim pe circuit, să te vedem, să vă vedem pe toți și să simțim iar mirosul, să auzim iar motoarele, să... Ah, cât mai e până atunci! Mă scutură frigul. Abia așteptăm și noi. Ce faci tu în pauza asta? Ce faci? Cum te descurci cu statul ăsta? Nu e o problemă. Stau... Apuc săptămâna viitoare să mă apuc de mașină, să fac ce am de făcut. Acum am ajuns pe momentul ăla să pot să stau pe mașină. Restul le-am Cum erai tu pregătit până acum cu mașina pentru anul ăsta? În principiu nu aveam foarte mult de făcut. Trebuia să fac un perete despărțitor, să-mi despart habitaclul, că mă omorea fumul în mașină, în interior. Nu vedeam nimic. Tot anul, adică în trei etape ce am putut să fac, aia singură problemă aia am avut, că deja la sfârșitul traseului nu mai vedeam în mașină nimic. Hai să o luăm cu începutul. Și asta ar urma. Hai să o luăm cu începutul, că multă lume nu-ți știe și nu-ți cunoaște povestea. Cum ai luat tu microbul ăsta al driftului și când? Anul n-aș putea să zic, să fiu sincer, că nu știu. Am prietenul acela pe Istvan și el a început, avea o mașină, ceva, un Ford, și el tot făcea, tot încercase și ne-am vorbit, ne-am împrietenit și acolo, de acolo am luat tot, am început, ne-am dus la o etapă, era prima etapă la Iași, mi se pare, atunci. Și acolo... De acolo tot am intrat, să vedem. În ce an se întâmplă asta? M-a plăcut, îmi place. În 2013. Sincer, nu știu. Să tot fie ceva an de atunci. Da, 13, 14, ceva de genul. Și după ce ai luat microbul, ce s-a întâmplat? Cum ai mers mai departe? Păi luasem o mașină și tot începeam să fac, nu era bine, iarăși desfă, iarăși faci, iarăși modificări, numai tot cu modificări, chinuială. Mașina ta prima resetăm. A fost BMW E36? Da, un E36 cupe, da. Adică era vreo 2 ani de zile, era pe, da, exact, era 2 ani de zile aspirat, V8 aspirat sau 3, okay. Și după aia am trecut pe turbo. Și așa tot le îmbunătățeam în timp. Ok. Asta a fost mașina cu care ai mers din 2014, nu? Sau din până 2013? Anul trecut. Până anul trecut, când ai venit tu cu o mega bombă. Hai să vorbim de mașina veche până ajungem la bomba cu care ai venit tu. BMW 36, motorizare?
V8, V8, 4-4 V8. Și Primul ai an a venit. fost 4 litri, după aia 4-4. Primul an a fost aspirat, nu? Vreo 2 ani de zile, 2-3 ani de zile au fost aspirat unul după altul. Ok. După care ai După aia făcut. am trecut pe... După aia am Asta zic. făcut setarea de turbo, da. Aici vedem o poză cu mașina veche pe Transalpina, e asta? Alpina, da, exact. Ultima curbă transalpină. Unde s-a făcut acel șențuleț? Da, unde am sărit peste șans, da. Așa, și după ce ai făcut o turbo, ai mers 2 ani încă cu ea în configurația asta. Da, cu configurație de turbo, da, așa stock și după aia am trecut un an de zile în E36, deja au mers stroker, deja V8-ul care l-am făcut stroker. Ok. Exact Și aceeași motorizare o am acum în mașină. asta zic. Hai să vorbim atunci până trecem și pe partea de palmares și așa mai departe. Ce te-a făcut să treci de la E36 la noua mașină, la E46-le pe care îl vedem acum în imagini? Păi așa foarte mult, nu știu, nu am avut din ce cauză, dar în ultimele 2 ani, să zic așa, nici cum n-am putut să mă înțeleg cu mașina, să mă împerechez cumva cu el. Și așa m-am gândit că sincer, m-am săturat deja atâta chinuială și atâta supărare și am zis că nu mai îmi trebuie, îmi fac altă mașină. E, uite și acum am pus poza cu mașina în lucru. O mașină executată nu corect, foarte corect din punct de vedere tehnic. Este demențială mașina ta și te-am zis-o de când am văzut-o prima dată. Dar ai lucrat Mulțumesc. top secret, așa, n-ai spus o vorbă despre acest proiect până ai ieșit cu el. Noi cel puțin n-am știut absolut nimic că tu pregătești o nouă mașină. Da, ce știu, și mie a fost așa o surprindere, că așa m-am decis, nu anul trecut, înainte cu un an la Brno, când am ieșit în decor, era ploaie mare și cum n-am avut controlul asupra mașinii, o plouat și am ieșit și am lovit de parapet. Și atunci am decis că gata, asta e ultima eveniment, nu mai vreau mașina asta. Bun. Și atunci așa am decis repede, urgent, altă mașină pentru anul. Uite, vedem acum poze și cu motorizarea și cu galeria pe care ai făcut-o să colectoare. Da. Asta este un 4-4 strokers, nu? Da, 4-4, da, cu biele, pistoane, da. Ok. Și output-ul, ce putere scoate el acum? Ce putere dezvoltă? Acum are 687 de cai și 1070 de Newton, ceva de genul. Doar atât? Mie... Vezi că nu te mai aud. Așa, gata, acum te aud. Mă auzi acum? Da. Hai că zic mai să fie mai sigur. Am poza, am grafica undeva. Cătălin, mulțumesc lui Cătălin că el e profesorul de setare. Vorbim despre Uite Trifan, aici. nu? Trifan Cătălin, exact, da. Scuză-mă, n-am zis. Asta, dacă. 1070 de Newton și... Zi, că te ascult, că eu caut un Da? filmuleț cu Trifan. 1070 de Newton și 678 de cai. Ok. La Și mai rotă. are, bănuiesc că mai are de unde. S-ar mai putea, da. Da, asta îl facem ca să fie cât de cât safe. Ok. Și spune-ne cum te-ai simțit, pentru că eu știu povestea și de când ai ieșit cu mașina asta nouă, a fost dragoste la prima vedere pentru tine. Te-ai împăcat extraordinar cu mașina încă de la început. Păi să fiu sincer, nici mie nu mi-a venit să cred că înainte de a te... Am terminat înainte de Rarău, încă nici nu era terminată mașina 100%, mai aveam de făcut niște finisaje, dar cât de cât l-am terminat, nici o probă n-am putut să fac, nici 10 metri, că aici pe Transilvania Ring la noi nu ne-au lăsat și nici nu vor să ne lasă nici de antrenament, din păcate. Avem plugușor în spate, aia cred ei. Și îl facem pista, nu știu ce facem cu el, în fine. No, atâta m-am dat cu mașina după ce au făcut Cătălin setarea acolo în curte la Vector, cât am făcut două ture acolo. Și după aia Okay. direct pe Rarău. No, dar mașina
după două, trei ture de antrenament am văzut că tot pot să fiu tot mai sigur, mai sigur pe ea, am luat încredere și chiar o mers bine, merge. Ok. Adică eu încerc acum, pentru că am observat, tu poți să ne mai povestești lucruri, am observat că nu a transmisia pe Facebook încă nu are ceva probleme și încerc să o rezolv în 2 secunde ca să ne și vadă lumea cum trebuie. Ne cerem scuze pentru micile detalii și micile probleme tehnice. Eu nu-l văd aici pe Facebook, nu, Pe nu-mi asta zic intră că a live. fost o problemă. Dar o rezolvăm imediat. O rezolvăm că trebuie să o rezolvăm. Ne mai bate și pe noi tehnologia. E online pe, suntem live pe YouTube în același timp, dar vreau să fim și aici foarte bine. Ia să vedem acum dacă o să meargă. Ar trebui să meargă. Ia, start. Hai să vedem. Mai avem și noi mici probleme. Apoi tehnica asta ne depășește, din păcate. Gata, suntem live. Ne cerem scuze pentru Da? micile probleme. Da, gata. Tot în regulă acum. Eu de ce nu o văd aici? Dă un refresh. Și o să te vezi și tu. Se mai întâmplă și la case mai mari, am avut niște mici, mici, mici probleme, dar le-am rezolvat acum. Hai să vedem și comentariile că vor apărea acum. Nu merge la mine, nu merge încă. Eu văd de transmisia, e pe RoadDrift, poți să te uiți. Nu pe linkul vechi, ci pe un link nou. Este un link nou acum de... O vezi acum? Facebook.com grupul ăla, aceea de grup, Pe, nu, 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 pe aia e RoadDrift, pe linkul. RoadDrift. Pe RoadDrift, pe RoadDrift. Uite că avem și 86 de oameni care deja ne urmăresc. Ne cerem scuze pentru micile probleme tehnice pe care le-am avut. Eu am... Au fost niște probleme de setat aici și nu am reușit să ne conectăm din prima, însă acum suntem bine. Sper să pot să vă văd și comentariile și să le putem adăuga pe ecran. Uite că a început lumea să intre, mulțumim. Așa, hai să mai reluăm pentru cei care au intrat acum pe live pe Facebook. Că spuneam de vechea ta mașină, spuneam de noua ta mașină cu care te-ai împăcat încă din prima zi. Tu ai venit cu ea direct la Maria Poș, nu? Cu asta nouă. Nu, nu, la Mario Poci nu și nici la Transilvania Ring nu, numai la Rarău. La Rarău a fost prima ieșire la mașină, prima Aha. etapă. Deci de-abia pe Rarău ai venit cu ea. Da, n-am putut să-l termin, adică pentru Transilvania Ring s-ar putea că puteam, dar atunci aveam o altă problemă ce nu puteam oricum să fiu Ok. și pentru Rarău am terminat mașina ca să fie gata. Am înțeles. Proporțional, 80%. Și cum a fost experiența cu mașina? Că bănuiesc că n-ai avut timp să o setezi foarte mult înainte de a Asta apărea cu ea. ziceam, nu am avut, nu deloc n-am avut, adică la setare când Trifanu a reușit să facă setarea, am dat două ture acolo în curte la Vector după setare și atâta am avut cu mașina, atâta metri, kilometri parcurs. Am ajuns, nu aveam încă mașina gata și cealaltă mașină deja nu aveam la dispoziție. Am înțeles. Și cum a fost după aia pe munte? Că gen să vii cu ea fix unde e mai rău. Și mai riscant. Să fiu sincer, un pic, no, a fost greu la mine, mi-a frică să,
cum o să fie, ce o să fie și chiar la munte, nu-l cunosc încă mașina, ce face, ce știe, ce o să fie. Dar, în schimb, m-a surprins că două, trei ture de antrenamente am văzut că mașina foarte bine se comportă, vrea să facă ce vreau și eu și atunci tot am insistat mai tare, mai tare și așa am reușit ca să, cât de cât să mă acomodez, cât de repede. Te-ai acomodat destul de repede, având în vedere că la etapa finală ai fost locul 4. Trebuia să fie un pic mai bine, dar nu, stresul, în păcate, pe mine foarte tare mă mor. Ai fost singurul român care a reușit să ajungă acolo. Da. Uite, sunt tot felul de mesaje venite pe Facebook de la oamenii care ne urmăresc și le mulțumim pentru asta. Ai scăpat cu mașina nezgâriată. Tu de obicei scapi cu mașina nezgâriată de la etape. Da, dar la final nu am scăpat cu nezgâriere, că colțurile din spate peste tot au un pic de înfundătură. Acum ambele asta colțuri, este, și stânga și dreapta. Este plăcut să faci kiss the wall. Contează să nu o parapetezi, efectiv. Da, exact, că nu mai kiss the wall a fost, că nici stopurile nu s-au spart, numai s-au înfundat un pic tabla sub stopuri acolo. Chiar kiss the wall, numai așa de atingere. Uite, vedem acum un filmuleț tot cu tine. Asta este, am fost mașină de deschizător sau cum se zice, mașina zero la VTM aici la noi. Este un traseu fenomenal, foarte bun. Și prietenii au făcut niște filmări aici. Spune-mi, uite, tot vorbeam cu colegii, cu care am vorbit serile trecute despre simulatoare. Ai avut ocazia, ai testat vreun simulator de drift să vezi cum e senzația nu cu am el? Testat niciun. Nu am testat niciun simulator, dar acum foarte mult mă bate gândul că pe vremea asta ar trebui să ne antrenăm pe ceva. Uite, aici asta este prima etapă la care tu ai venit cu mașina. Asta prima ieșire, exact, da. Prima ieșire. Da. Băi, nu știu dacă aș fi ales totuși să fac prima ieșire aici. Că nu e, adică orice greșeală aici costă și costă mult. Aici pe Transrarău e foarte, foarte, cred că dintre cele mai periculoase etape deocamdată. E mai periculos decât Transalpina, așa cum văd eu. Uite, mai vedem acum un filmuleț al vostru de echipă. Spune-ne cum a fost, tu ai participat și anul trecut și acum 2 ani la Brno, nu? Da, în ceia, etapa finală, da, pentru, în ceia. E de nespus ce se poate să fie și ce este la viteza aia. E foarte, foarte frumos. Care este viteza de intrare? Cu a treia și după aia 4-5. Bun. Dar cu a patra se e larg, dar e foarte, foarte, foarte lung între cele două puncte. De exemplu, de aici și până la terminare e foarte, foarte lungă. Care trebuie să faci tranziția largă. În top 32 am căzut afară. Că aici, din cauza fumului, dacă te uiți în mașină, din cauza fumului deja n-am văzut. Orb am făcut terminarea. Ultimul clip, da. Pentru cei care au intrat pe Facebook acum și am reușit să reparăm conexiunea, spuneam că tu trebuie să te apuci de a face ceva cu fumul din mașină. Am văzut la pilotii străini că ei pornesc cu această chestie în primul rând de la a stupa absolut toate orificiile care au legătură cu exteriorul. Da, și eu cu aia o să încep. Am avut și anul trecut, că după ce chiar deja pe Rarău deja am început să lipesc găurile. Sincer, înainte nu l-am făcut, că n-am avut timp și nici nu m-am gândit la treaba asta. No, dar deja pe Transalpina tot începeam să lipesc. Dar la noi aici traseurile nu au fost așa lungi, în afară de Transalpina. Pe Transalpina deja mi-a intrat problema asta, că erau așa 6 curbe sau cât aveam. Deja aveam fum foarte mare la finish, dar în schimb aici la Brno, deja la mijlocul traseului, era alb înăuntru tot. Nu mai vedeam nici volanul, nimic nu mai vedeam în față. Nimic, nimic, nimic. Și acum trebuie să mă apuc să izolez ca lumea toate găurile și o să fac un panou
să despart habitaclul cumva. Da, păi, na, uite, vorbeam cu Răzvan Frățianu, care e culmea ironiei, el cu o mașină cabrio ajunge la fel pe circuite mai mici, care forțează să nu mai vadă nimic în mașină, deși mașina e cabrio. Da. Da, dar chestia aia, tulburenția aia de aer sau vacuum, oricum ți-l bagă în mașină. Da, Poate să da. fie și cabrio, că ți-l bagă acolo în gaură. Spune-ne tu, mașinile astea două ți le-ai configurat singur, nu? Din punct de vedere Da, mecanic. da. Singur am făcut tot, adică toate proiectele, tot. Destul de greu, dar de la unul la altul, din greșelile altor, una alta mai încercam să fac cât mai bine. Mașina ta veche acum este la Natalia, nu? Da, mașina este la Natalia și s-a schimbat configurația la el, că i s-a pus motorul înapoi la locul lui inițial, că la mine problema, cred că aia a fost prea în spate și Ok. prea tare s-a dezechilibrat mașina. A, deci tu ai încercat să schimbi poziția motorului pentru a o echilibra. Dacă tot, no, eu când am început, tot așa se zicea că trebuie să fie 50-50% cu greutatea față-spate, adică egale față-spate. No, eu am făcut aproape 50-50%, dar nu e ok. La mine nu a fost bun. Am Mașina, înțeles. ți-am Am zis că văzut-o în pe Natalia ultimele la 2 ani Transalpina, a mers mașina... extraordinar. Da, merge, acum merge mașina foarte bine, că motorul e pus acum la locul lui unde trebuie. E Și făcut înapoi. a avansat super, super mult. Nu, da, e foarte, foarte, foarte bine se mișcă Natalia. O să fie, cum să zic, un concurent sau un adversar foarte greu la toată lumea. A avut ceva probleme pe Transla Rău unde tu ai scăpat? Știi că a avut acel accident Natalia în care a intrat parapetul pe sub capotă, pe sub... Da. A fost Da, da, da. destul de grav accidentul. Uite, Da, vedem no. tot Se felul de întâmplă la poze toată acum. lumea, dar... Uite, mulțumesc lui maică mea, îmi trimite inimioare. Uite, e Da, a și tatăl scăpat acolo Nataliei. Natalia. A scăpat. Da. A scăpat bine și am văzut-o înapoi pe Transalpina. Nu credeam că o să reușească să... În primul rând, nu neapărat din punct de vedere mecanic, dar emoția și... Na, până la urmă a fost un accident destul de violent, dar pe Transalpina a fost cu totul și totul alt pilot, fără niciun fel de... Nu știu, mi s-a părut atât de relaxată și a mers atât de bine și în calificări și în etapă și... A fost super bine. Da, foarte bine face, e calculat, foarte, foarte bravo lui, foarte bine face. Abia Și așteptă luni. sperăm să avanseze, să treacă. Cât se poate îl ajutăm, îl ajut să poate să se ridice cât mai tare, cât mai bine. Spune-mi, în afară de a face acest panou pentru anul ăsta, care mai sunt planurile tale pe mașină, dacă se întâmplă ceva anul ăsta? În afară de panou și luminare față, nu vreau să fac nimic altceva deocamdată, nimic. Mașina, am făcut o maneta la frâna de mână, am făcut un pic mai mare să nu mai am greșeala ca și pe Transla Rău, când am pierdut în top 16 cu bulgarul, din cauza că în loc de frână am scos din viteză, că mi erau identice și până nu, no, până m-am obișnuit care unde este, în loc de frână de mână l-am scos din viteză. Uite, Gabi Și te am întreabă făcut o greșeală. dacă merge V8 aspirat la Brno. Merge, dar cu cauciucuri de 195 numai. Ceva subțiri, foarte subțiri. Uite, ai La primit Gabi, Gabi. la Imre sigur o să meargă. La el Dacă el mă merge. întreabă. Da, păi Gabi Imre te-a întrebat. Lui sigur merge. A făcut un super spectacol pe Transalpina cu acel V8 aspirat. Lui 100% că merge. El Ai e urmărit? omul e, da. Ai urmărit E de podcastul cu nespus el? nimic. Că și-a schimbat motorul și el. Nu, nu, n-am văzut, n-am văzut. A trecut și el pe LS. Wow, leu. Și LSC, LS2. 1, 2, 3. 2, 2. A, 2. No, și aia e ok. Și aspirat sau îl face turbo? Momentan e aspirat, că el s-a obișnuit cu aspiratul.
Dar probabil că anul viitor zicea că dacă anul ăsta nu se întâmplă nimic, bugetele le relochează și îl va face ceva compresor, turbo, nu mai știu exact ce a zis că îl face, dar ne poate spune el Aoleu, că la 11. îi vedem. Atunci ăla o să fie... Mai așteptăm să vedem, că mai avem o surpriză cu un LS. Uite, Să vedem când... zice că V8-ul n-a fost în mințile lui pe Transalpina. Tatăl Lui Nataliei. Natalia? Da. Dacă avea probleme, avea problemă pe un banc, pe partea de ungere, că s-a blocat ungerea în chiuloasă, nu avea ungere la tachet și avea problemă acolo, da. Deci nu era tocmai în mințile ei mașina și totuși a mers bine, Tocmai ce trebuia, da. cu atât mai mult dacă își face anul acesta apariția și dacă reușim să facem totuși vreo etapă, că nu se știe absolut nimic. Să vedem Da. ce se va Da, să întâmpla sperăm anul. să fie. Da, toată lumea își dorește lucrul ăsta. Cu atât mai mult voi. Cel Voi cum sunteți puțin la ar Târgu fi Mureș? bine să facem. Suntem bine. Nu... Eu, din punctul meu de vedere, eu zic că nu e nicio problemă. N-ar trebui să fie așa restricție mare, dar nu noi decidem. Noi să Corect, ascultăm și să stăm acasă. asta am tot vorbit și cu alți piloți și Răzvan spunea același lucru, dar cum ai spus și tu, nu suntem noi cei care putem decide toate lucrurile astea, așa că din păcate Da. oricum sunt trei piloți, nu? Trei piloți sunteți de la Târgu Mureș. De la Târgu Mureș suntem patru, că avem încă unul care acum o să înceapă, pe Mihai Turcu, care și-a Ok. făcut licență, vrea să intre. În schimb, trei suntem, da, Dar voi nu care lipsiți dăm. aproape la nicio etapă. Bine, ce ai zis tu că ai lipsit anul trecut la etapa 2 și 3, la etapa 1 și 2, pardon. Da. Dar în general voi sunteți În schimb, am nelipsiți. fost la toate. Da, am fost Anul la trecut toate Sabo a etapele. lipsit și el. Da. E și el a lipsit la, cred că la, numai pe Transilvania Ring a fost, mi se pare. Asta Nu, spun că anul și pe trecut, Transalpina. Și pe da? Transalpina a fost. Anul trecut ați cam absentat, așa. Da. Pe anul ăsta erați mai pregătiți, să înțeleg. Da, noi așteptam cu sânge rece deja să înceapă, da. Din păcate. Spunem cum ți s-a părut etapa de la București din punctul tău ca pilot. Ai trecut prin niște battle-uri super, super mișto și ai ajuns până pe locul 4. Povestește-ne puțin despre ce a fost Bucureștiul. Etapa a fost foarte, foarte fain. Atâta spectacol. Cred că nicăieri nu exista sau nici nu o să fie. Era foarte, foarte fain. Un pic traseul era mai dificil, e scurt, foarte tehnic, mai bine să zic așa. Era foarte, foarte tehnic, dar în schimb era foarte ok. Și că ai trecut prin, dacă ți-aduci aminte, că eu nu mai știu pe din afară battle-urile prin care ai trecut, top 32, top 16, top 8. Nici nu știu, 32 era, 32 era așa, Da, da, pe da. 3, cu 3, pe 3, pe 32 eram cu Valentin, cu Vali, cu Olteanu. Ok. După aia am fost cu... Am avut și un pic de noroc că la Bobo i s-a stricat mașina și am trecut mai departe. Dar nu știu la în care, în top 8 era sau în top 16, În cred top că în top 16 cred 16. că a fost. Da, cred că în top 16. După aia am fost cu în top 8 și nu, în top 16 eram cu Iliuc, că după aia, nu, în top 8 cu Iliuc. După aia am fost cu Zacuril și cu Cremeț am fost în finală. Cu Ucraina, nu cu Cremeț. Știu că la finală te-am prins la un moment dat vorbind cu Dimitri și știi că eram toți trei acolo când ai spus tu că sper să nu-l fi încurcat și el a zis nu, că m-a lăsat ambreiajul, că Dimitri a avut și el probleme cu ambreiajul și pe frână de motor nu mai făcea nicio brânză mașina lui. Avea probleme de cu o etapă înainte, povestea el. Dar bănuiesc că a fost o experiență foarte mișto
să te lupți cu ei în... Da, dar a fost foarte, că eu nici nu mă așteptam că o să vină așa de slăbuți după mine. Eu zic că nu avea problemă de ambreiaj nimica, că la inițiere m-a pierdut foarte tare și au vrut să intre prea tare pe mine și nu mi-a lăsat loc la tranziție. Adică eu ăsta am văzut și din filmări ce m-am uitat. Nu știu, el o știu, el simte ce a avut. N-aș putea să zic, dar eu ăsta am văzut că acolo prea tare o intrat mine. Ok. Și după aia în Și battle-ul cam de asta. 3-4? În 3-4 acolo la cu Zacuri, acolo chiar nu pot să zic nimic. Acolo am avut o surprindere că mi l-au ridicat, că eu am făcător, după aia au decis că nu eu sunt. S-au schimbat acolo. Acolo chiar nu știu ce să zic, nu pot să zic nimic. E decizie arbitrilor. Trebuie să învățăm din greșelile noastre și Uite trebuie că să le vedem acum. remediem pentru data viitoare. Ăsta e cu Zacuril, da. Da. Ăsta, nu, cu, ăsta e cu Cremeț. Ăsta e top 4 cu Cremeț. Da. Aici, la întoarcere, aici la acul de păr, aici eu am avut din mașină senzația că o încetinit prea tare și mă prinde acolo și de am prins mașina și l-am băgat în spin. No, dar din filmări, exact contră, nu se vede. Eu am avut altă senzație din mașină că o să-l lovesc prea tare de pe lateral și no, l-am lăsat mașina, Știi că să întotdeauna scap au mașina existat mai mult. Să zic. diferențele astea între cum vede pilotul sau el zice că a fost pe clip zone, spre exemplu, Exact. și după aia vezi filmarea și vezi că erai la 2 metri de clip zone. Așa probabil a fost Nu, și din la tine mașină aici. e total. Exact, din mașină total altfel vezi ce, Tu de puteai exemplu, să-ți ce iei se acel vede lac și de pe păr filmări acolo. sau ce. Puteam, Cel trebuie puțin. acum din filmări, puteam să-l țin mai larg un pic și puteam să mă duc liniștit după el, dar nu, nu Exact. știu. Eu din mașină am avut altceva, altceva l-am văzut, am simțit. Ai vrut să salvezi pielea mașinii? Da. Eu tot timpul am grijă de mașină, încerc și știu că asta e o problemă de a mea, că mi-e milă de mașină și nu-l forțez și să nu cumva să o lovesc. No, dar din păcate, eu muncesc la el, trebuie o grămadă de timp să sacrific pentru el și nu, asta este. Of, de-abia aștept să vă văd iarăși pe circuit. Încerc acum să mă... Știi că exact ca și tine, sau uite cum a fost cu Santos, la fel, că ne uităm la filme, știi, și ne dorim atât de tare să fim iarăși acolo. Da. Uite, o mașină, acum îți Vom. vedem și interiorul, e o mașină absolut curată, mașina ta este o mașină impecabilă din toate punctele de vedere. Și lucrată frumos, întotdeauna, și asta cum spui și tu, întotdeauna ai ținut la imaginea mașinii, ai fost cu mașina întreagă aproape după orice etapă. Și iată, acum e Da, round 2-ul pe încerc, care l-ai. da. Asta a fost tura a doua. Da. Pe tura întâia, dacă nu făceam spinul, cred că o aveam atunci Da, pe da, 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 da. Cremeț. La cum a arătat tura a doua, da, dar el din păcate n-a greșit-o. Și atunci... Da. El Dar cred oricum, că, nu știu, spune. undeva o parapetat și el, dacă, nu știu, în filmare se vede că ori aici în tura a doua, ori în prima, undeva o parapetat mașina. Da? Nu mai țin minte că Da. eu sunt prins atât de A tare în intrat un. transmisie acolo, încât mi-e greu să Da. țin anumite momente Hai să decât. vedem. Cred că aici. Uite, aici, da. A dat Uite, vezi, a cu. Da, da, sărit da, da, bara da, jos. da. Uite, Uite aici, da, uite. uite. Corect. Dar oricum ai ajuns acolo, ai ajuns în top 4 cu această brigadă de piloți veniți din Europa, care au fost absolut Da. senzaționali. Senzația cu Zacuril a fost cel mai, să zic așa. După ce am ieșit din mașină, ne-am oprit acolo la finish, eu nu înțeleg engleză foarte puțin și a venit la mine și se uită în ochii mei prin cască și așa face cu capul, zice că crazy initiation, crazy driver. Atunci, Atunci te-ai dat no, seama că dar faci un lucru bun. am încercat să fac cât am putut, da. Ți-a ieșit, pot să zic că ți-a ieșit fără nicio problemă și îți spun încă o dată felicitări pentru rezultatul de anul Mulțumesc trecut din frumos. finală. Uite, mai citim din mesajele venite.
Zici că odată poate ești câștigător. Venim cu Încerc. fumigene și steaguri. Încerc. Încerc. De acum încolo Uite, încerc un mesaje pic să foarte atac bune. mai tare, să... Gabi Imre, ți-a urat un mare bravo băieților de la Mureș pentru cum arată paddock-ul lor, în special pentru cum arată mașina lui Micloș și în general pentru cum se prezintă. Mulțumim, mulțumesc frumos, Gabi. Doamne, deci mi-e atât de greu că sunt deja, nu știu, e în aseară când vorbesc cu voi și știu că genul o să mai continuăm seria asta de podcasturi, o să venim cu foarte multe surprize. Apropo, o să începem și o campanie de giveaway pentru cei care ne urmăresc, o să avem, spre exemplu, o să avem șepcile Rodrift la giveaway-uri, uite, asta ar fi una, că asta le vom da Aha. cadou, să gândim niște campanii prin care să dăm aceste giveaway-uri și vom începe de mâine cu aceste campanii. Acestea sunt șepcile oficiale Rodrift și mai am pe undeva pe aici și brelocurile pe care le vom da cadouri. Iată și brelocurile să le arătăm celor de acasă. Zâmbiriciul nostru și zâmbiriciul celălalt. Stai că sunt în Sigla oglindă. de Rodrift, da. Da. Așa. Spune-mi, tu ai un service, nu? Asta este business-ul cu Da. care, de unde au ieșit Da, toate cu aceste service mașini. auto mă ocup. Da, cu service auto mă ocup, da, cu multimarcă. Începem să facem cât se poate. Și de asta tu în service bănuiesc că ți-e destul de greu să împarți timpul între clienți și a lucra și la mașina ta. A timpul nu trebuie să împart, pentru că după ora închiderii mă duc mănânc ceva de seară la ora 6-7 și după aia până la ora 12 noaptea 1-2 lucrez la mașină. A, deci nu stai În prea mult pe faca acasă, mea. să înțeleg. Ești mai mult musafiră la tine acasă. Exact, eu nu mai stau în casă, nu mai să dorm. Bine, asta trebuie să înțeleagă toți care sunt pasionați și dacă vor să ajungă în acest sport și în acest curent, putem să-i spunem că în mare cam asta este viața atunci când, mai ales când îți configurezi tu mașina și nu ești doar un plătitor pentru respectiva mașină. Cam astea sunt, îmi aduc aminte și eu de momentele când încă veneam și eu la etape și, mă rog, cu mulți ani în urmă, dar stăteam și lucram tot așa noaptea, lucram, n-aveam serviciu, lucram în spatele blocului la mașină, puneam proiectoare, îmi făcusem stative ca să am lumină și lucram după ce apunea soarele vara, pentru că altfel în timpul zilei era soare și muream de cald. Vecinii mei erau foarte înțelegători acolo unde stăteam, pentru că îți dai seama, făceam probe și teste la 3 dimineața, porneam un motor fără galerii. Spre exemplu, sau lucruri de Bravo, genul ăsta. aleu. Dar vecinii mei cred că m-au iubit foarte tare că am lucrat atunci la... Că nu ți-a aruncat în cap un sac de apă sau ceva. Nu, 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 chiar n-am primit, dar probabil că locuiam în blocul ăla încă de mic. Dar astea erau vremurile, n-aveai... Călin abia era și el, atunci aprinsese el gustul și știu că am dus mașina la el, Traian mi-a sudat atunci evacuarea, adică făceam lucrurile remote, așa, trăgeam mașina care avea o platformă, mă ajuta și pe mine să o ducem de colo-colo. Cam alea erau vremurile și de acolo am pornit-o. Totuși, dacă ai pornit-o mai recent, din 2013, ai prins totuși lucrurile mai altfel, plus că ai serviciul tău și cam toată aparatura necesară pentru a Da. lucra acolo. Spune-mi unde ai făcut roll cage-ul. Roll cage-ul în prima mașină am făcut cu ajutorul lui Istvan și cu prietenii mei, eu, no, adică noi, și ăsta la altul, mașina asta nouă, în E46, asta am făcut în Ungaria ca să fie cu toate omologările FIA și cu acte, cu certificat de FIA și tot. Ok, că am văzut Ca că să pot să mă dau cu mașina peste tot. este acel tip de roll cage care o pun pe ecran acum, este tipul de roll cage cu De acel NASCAR, spațiu roll cage de NASCAR. Da, așa se pentru zice, că roll cage de NASCAR. Pentru ok. apărarea laterală mai ok. Da, aia spun, da, că sunt barele băgate spre ușă, special pentru a avea o zonă de tampon. Da. Asta, din punctul ăsta de vedere, că și poate dacă nu apăr așa tare, dar psihic ne simțim un pic mai în siguranță. Sper să nu trebuiască să experimentezi cât de bine ai făcut roll cage-ul. Da. Doamne ferește să nu fie, dar nu prea sunt riscurile așa mari.
Deocamdată la Casa Poporului, nu? Da, În 2016. Da. Hey, cum ți s-a părut acel traseu? Ultimar. Foarte fain. Mai ales că inițierea aia la vale e nemaipomenit. A fost într-adevăr. E și periculos, foarte periculos, dar e foarte, foarte frumos. Mai ții minte ce viteză aveai tu acolo? Undeva am și o poză cu radarul, 163 mi se pare. Da, asta zic, gen, cea mai mare viteză a fost, mi se pare, la Dimitri, 171. Da. Au fost vitezele, dar și mai mare, au fost, eu așa știu că parcă era și mai mare. În parcă 171 sau 173 a fost cea mai mare și a fost viteza lui Liuc, dar aia înseamnă până la urmă driftul. Ai planuri, dar chiar uite, vreau să te întreb chestia asta, că mașina este super bine pregătită, ai planuri să te duci la Drift Masters? Nu, la Drift Masters în niciun caz, că n-am cum să mă duc, pentru că la Drift Masters e greu de ajuns, că trebuie să ai campionat național câștigat. Ok. Și așa mai dar departe. Știi că sunt pe alte același criterii circuit și mai sunt și alte campionate. No, asta nu știu, dar în alte concursuri sau în alte campionate aș vrea să mă duc, da. Anul ăsta deja nu mai sigur, dar dacă totul revine la anul, atunci sper să mă duc iarăși. Da, întreabă cineva dacă Bucureștiul a fost top spectatori. Pot să zic că a fost în top 3, nu știu dacă a fost top 1, dar am avut foarte mulți spectatori anul trecut la Transrarău, am avut foarte mulți spectatori la Transalpina. Deși nu te-ai aștepta ca pe vârf de munte să fie atâta lume, cel puțin Transalpina, dacă mai ții minte, era coada de 6 km până în zona unde întrerupsesem noi traficul. Deci a fost nebunie. Era foarte, foarte multă lume, da. A fost efectiv nebunie acolo. Uite, zice cineva că ești un mecanic nemaipomenit. Mulțumesc. E sora mea. Mai vin mesaje. Uite, și de la tatăl Natalii. Este mai citesc aici din mesajele pe care le trimite lumea și cei care ne urmăresc pe Facebook. Ne bucurăm că astă seară au stat alături de noi până acum și vor mai sta pentru încă 15 minute cât mai avem în acest live. Mâine seară, eu pot să ies din live după ce fac introducerea, pentru că invitatul de mâine seară este nimeni altul decât Sorinene. Și așa că cred că live-ul de mâine seară va depăși. Că aș vrea să mă dau în campionatul polonez, dar care cred că n-o să reușesc, pentru că în campionatul polonez cam chiar ai de învățat. Că au niște campionate foarte tari și în King of Europe, sau acum nu e King of Europe, acum ce nume l-au dat? Nici nu mai știu cum s-a schimbat acum. Ceva King sau ceva de genul. No, în fine, n-are importanță. Am zis că acolo m-aș duce, dar în limita posibilităților. Acum să vedem ce o să fie. Spuneai de un pilot nou care va veni de la Târgu Mureș. Cine s-a ocupat de trainingul lui și mai ales cine se ocupă de partea sfătuirii în a-și face o mașină sau a-și construi o mașină? Este vorba de Mihai Turcu. El și-a făcut licențiere acum când a fost ultimul antrenament la Prejmer. Acolo a reușit să facă licențierea. El deocamdată o are mașina lui Coxu, fostul mașina E30-ul acea neagră, motorul acea V8. Nu știu dintre ei al cui, dar de la ei și-o luat o mașină. Și pe partea de școală o făcut cu Gabi Imre, la Prejmer. Și tu îți mai ajuți colegii cu sfaturi, că uite, voi veniți ca o echipă și până la urmă chiar și Sabo, dacă nu e în echipă cu voi, dar bănuiesc că voi întotdeauna ați stat unul lângă altul și v-ați susținut, pot să spun așa. Da, o să-l ajut și îl ajut cu ce pot. No, să vedem ce o să fie. Deocamdată nu-i prea bună mașina lui, e cam nu-i acum mașina în firea lui, dar să sperăm că până începe etapa sau până la anul să aibă și el o mașină competitivă. Te vedem aici niște filmulețe cu mașina ta veche la Maria Poci. Da, acum 2 ani, cred că.
Este foarte greu și, uite, ar trebui să subliniem chestia asta încă o dată, că la voi este, cred că, foarte frustrant pentru voi să aveți un circuit la 10 minute de casă și un circuit european, până la urmă, de nivel european ca și construcție și să nu puteți să ajungeți pe el pentru a testa. Da, din păcate, da, nu știm nici noi, nu știm din ce cauză, dar nu știm. Adică, nu știm din ce cauză. Să știi că, cum ar fi Gabi Imre la el la Prejmer, să știe că are circuitul acolo, că poate să-și testeze mașina, poate să antreneze dacă vrea și să nu poată, să nu îi se dea voie. E foarte ciudat. Adică, până la urmă, driftul a fost întotdeauna privit, sau până în ultimii ani a fost privit ciudat, sau a fost așa, dar deja suntem cu competiții europene, cu palmaresa, suntem sub fras, avem mașini pregătite la fel ca orice alt sport cu motor, și ar trebui să putem intra, pentru că știu că pe alte discipline sportive se poate intra pe acel circuit fără nicio problemă. Se poate, dar ți-am zis, nu știm motivul încă să ne zică, adică mie cel puțin, eu nu știu nimic ca nicio cauză, din ce cauză că nu ne lasă. Un singură cauză, am înțeles că se cam, adică îl murdărim chestia aia de pe marginea aia, roșu, alb, cum se zice la marginea aia? Vibratorul aceea, nu. Eu am zis că, dă Doamne, acum, dar și dacă îl murdărim, hai că într-un weekend luăm vopsea și mergem și îl vopsim din nou, dacă chiar asta e problemă. Dar nu cred că se pune problema asta. Dar nu, nici eu nu cred că asta ar fi problema, că să fim serioși, vorbim Slovacia în care găzduiește curse de drift, vorbim de... MotoGP, exact, da. Și adică sunt multe circuite, inclusiv cu circuitul de la Brână, unde ați fost voi. La fel, sunt circuite pe care nu se desfășoară doar drift și tot la fel să murdăresc acele vibratoare. Adică, până la urmă, da, e un circuit și dacă vin cu un Ferrari de etapă și frânez pe acel vibrator, o să-l murdăresc la fel de tare ca și o mașină de drift. Da, dar aia e cu Ferrari și se uită, cu alt ochi se uită la mașina aia. Da, e păcat că încă există mentalitatea asta și e un pic putea așa. Să ne asta am vrut să zic, că dacă ne-am putea să ne promovăm destul de bine și dacă tot ne-ar lăsa să ne antrenăm și te ridici un pic și în campionat sau ceva și îl văd oamenii, poți să mai faci și mulți spectatori și poți să-l faci un pic mai, să se uită oamenii altfel. Din păcate, problema este că multă lume nici nu știe ce înseamnă driftul, că toată lumea crede că te învârți în parcare sau dă Doamne asta ce mai alte prostii mai fac. Da, dar noi am avut o etapă acolo pe circuit. Deja s-a văzut ce înseamnă driftul. Așa, până la urmă, da. Într-un fel, sportul ăsta, driftul, pentru că este singura etapă care a fost televizată de pe acel circuit și a făcut o promovare tocmai acelui circuit. Ne vedem acum un filmuleț cu Dino-ul. Cu mașina la setări, cu Cătălin. Da, mașina foarte, foarte bine se comportă acum. Ce electronică folosești? Din punctul ăsta de vedere. Megasquirt. Megasquirt. Ce, okay. Ce a zis Cătălin, eu tot l-am întrebat, toată lucrarea le-am făcut, le-am întrebat cum să fac, m-a îndrumat și așa am încercat ca amândoi lucrarea să o punem. El asta a făcut zic. Partea electrică. A, deci te-ai dus cu mașina mecanic gata. Da, și el și-a pus tot setup-ul și Megasquirt-ul și electronica el și-a făcut. Am înțeles. Că, în general, electricienii își doresc, sau cei care se ocupă de soft, tocmai de-aia își doresc să-și facă ei toată lucrarea asta, tocmai pentru a nu întâmpina probleme după aia la setarea mașinii, să vezi că ceva nu funcționează, ceva senzor nu merge și așa mai departe, că e... Mai ales la o investiție, cam câți asta bani așa ai investit și în trebuie. Motorul ăsta? Cât a dus? Nu știu, sincer, nu știu și nici nu vreau să știu. Ok, uite că am tot întrebat piloți, mai ales piloți care își configurează singur mașinile. Care ar fi un buget pentru un pilot debutant? Păi acum sunt foarte multe alegeri, depinde cine cu ce vrea, că pretenții... Am auzit și am văzut fel și fel de alte pretenții care la început deja vor cu mașina, nu știu ce mașină. Acum pretențiile se împart. Uite, dacă eu, spre exemplu, vin cu o mașină, mi-aleg o caroserie și vin la tine în service, preiei un proiect de genul ăsta, adică te poate contacta lumea pentru a-i ajuta să-și construiască o mașină de competiție?
Foarte, foarte mulți au vrut deja și foarte mulți m-au întrebat să fac, dar din păcate nu am timp. Nu am timp și dacă m-aș ocupa numai cu așa ceva să construiesc mașini de curse, atunci altceva, dar deocamdată nu mă pot baza pe partea asta, că o să am atâta de lucru sau pot să fac atâta bani ca să pot să trăiesc din el și Corect. deocamdată nu fac treaba asta deocamdată. Tu nu faci din punct de vedere al timpului sau nu faci din punct de vedere al spațiului în garajul pe care l-ai? Al timpului, că nu prea am timp nici de ale mele și din păcate când am un pic de timp liber trebuie și să stau și cu familia, că Dar spune-mi ceva, uite că nici am familia ajuns la nu un subiect care dintr-una într-alta așa. Spune-mi dacă există tineri care sunt interesați de partea asta de mecanică, dacă ai tineri care îți vin în garaj și vor să învețe, mai ales zona asta de motorsport măcar, să iei cu tine și să facă parte din staff-ul tău tehnic, ca tu să poți să fii mai mult pilot decât mecanic. Din păcate nu prea, deocamdată nu zic că am prieteni care vine cu drag și abia așteaptă să vină, dar cam prea puțin. Asta zic, că totuși este o zonă, mai ales dacă ar veni să se școlească, ok, plecăm de la mecanica de bază și lucrurile de bază, dar să experimenteze pe partea asta de motorsport, tocmai că nefiind mulți oameni în domeniul ăsta și nefiind mulți mecanici de motorsport care să înțeleagă anumite lucruri ce se petrec, bau la o cursă, la o mașină de drift sau de coastă sau de orice alt sport, eu zic că e o nișă pe care nu mor de foame cu ea. Și poți să faci în același timp și mecanica aia normală. Poți, normal, că totul de acolo pleacă, că acum nu este mare diferență de la o mecanică normală sau de motorsport. Sunt alte chestii, dar baza oricum pleacă de la bază. Este trist că nu mai avem, nu știu, că tinerii toți vor să fie patroni sau vor să, dar nu trec prin pașii ăștia până la să ajungi. Uite, tu, spre exemplu, ai serviciul pe care îl manageriezi, dar până la urmă nu stai într-un birou semnând hârtii, ci ești efectiv în serviciu. Nu stau, că și eu muncesc cu colegii mei, cu băieții, muncesc și eu cot la cot, exact aceeași lucru. Atâta că no, eu am alte lucruri, că trebuie să mai mă duc să aduc piese, să mai fac alte lucruri, să rezolv, dar în schimb și eu când sunt aici lucrez cot la cot cu ei. Da, pe asta spun că dacă în multe domenii, și în domeniul în care activez eu și în domeniul tău, dar până la urmă dacă ne uităm și facem paralela asta, că tinerii când vin la drift, tuturor le place ceea ce se întâmplă acolo, știi? Dar ca să ajungi până la Da, urmă da. la volan, trebuie să treci până anumite lucruri și mai ales dacă faci mecanică sau uite, sunt atâtea băieți care fac mecanică sau tineri care fac mecanica asta standard, dar parcă se plafonează undeva, mă gândesc eu, spre exemplu, n-am studiat mecanică și cele două mașini pe care le-am făcut, mi le-am construit în proporție de 80% singur, învățând și fiind autodidact, citind forumuri, mii de pagini și așa. Santos este la fel un om care n-a pus el mâna, dar la fel știa despre ce și cum se mănâncă și a stat pe lângă mașini și în mașini și pe lângă mecanici. Și cam toți cam asta am făcut, știi? Adică e ciudat că nu vin spre, mai ales pentru că cartea ta de vizită e mașina pe care o ai. Și normal că de acolo îți vin și clienții care își doresc o mașină de curse, dar în același timp e surprinzător că nu vin tineri spre zona asta sau să vină să învețe, să te tragă de mânecă și să zică, băi, vreau să lucrez la tine. No. Nu știu, sunt foarte, foarte alte chestii la. Trebuie să-ți placă, în primul rând, trebuie să-ți placă treaba asta și cu cine cum îl vede, cu mâinile murdare, ești toată ziua, ești murdar, ce știu, sunt alte chestii, poate nu le plac, nu știu. Uite că mai îmi scrie Cam prea lumea, puțin. sunt mesaje mai mari pe aici și o să le citim că nu intră, e prea mare mesajul vis-a-vis de tot felul de inițiative făcute și pentru antrenamente și așa. Mai spune cineva că trebuie să și livrăm piloți buni ca să putem strânge interese, așa cum e Halep în tenis sau cum e Bute la box. Sub 21 de ani în fotbal și așa mai departe. Eu zic că din punct de vedere al mediatizării, driftul a reușit să fie al doilea sport mediatizat în România. După fotbal, noi având o firmă care ne monitorizează transmisiile și toate
aparițiile în media și așa, noi am fost pe ramura sportivă al doilea sport ca interes în țară. Deci eu zic că suntem destul de vizibili. Tocmai de aceea e surprinzător cum unii nu înțeleg acest lucru sau nu sau li se pare că deranjăm sau acesta să totuși să ne vedem măcar la un Grand Prix și să putem să stăm toți la un loc și voi care ne urmăriți și piloții și să simțim din nou tot ce simțim de fiecare dată. Până atunci vă spunem, trimitem un mesaj călduros către Târgu Mureș, să fiți sănătoși, să stați în casă, să treacă mai repede toată nebunia asta. Da, mulțumim și noi, vă trimitem vouă și voi, și pentru voi și ție, Mate, și la toată lumea cine ne uită, să fie răbdător și să stea în casă. Nu avem ce face, astea sunt timpurile, ne acomodăm, n-am trecut niciodată prin ele. Îți mulțumim mult de tot că ai fost cu noi în seara asta, vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați urmărit. Și eu îți mulțumesc, Mate, mulțumesc frumos. Mâine seară, exact cum vă spuneam. Îți mulțumim frumos. Mâine seară, exact cum vă spuneam, Sorin Nene, invitatul serii. Eu, pentru cei care nu-l cunosc pe Sorin Nene, o să înțelegeți mâine de ce spun, că eu o să mă scot de pe ecran și o să-l las pe Sorin în prim plan. O să aibă foarte multe lucruri să vă spună. Vă mulțumim încă o dată, vă urăm o seară extraordinar de liniștită și de frumoasă acasă unde sunteți și să ne vedem cu bine mâine seară. Seară faină! Salutări pentru toată lumea. Salut, Mate. Ciao, ciao. Salut. Another year has passed. Races made our hearts beat fast. We made the mountain peaks our tracks. We made the cities our playground. In 5 months, we made 100,000 hearts beat as one. We had people to follow us from mountain peaks to tracks abroad. And more to count, we had them live to watch the engines come alive. Country in the news with racing drivers from abroad, the best of them to race for fame in our deadly danger game. And we have no intent to stop. We want to grow, to race, to conquer, to ever change the drift race, to put the limits to the test. This is the story of this year, of challenges and sweat and tears, of joy and victory and teams, of giving life to dreams.